Accidentul rutier s-a petrecut la orele dimineții în municipiul Suceava, la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare cu strada Mihai Viteazu, chiar lângă policlinica din Areni. Un autoturism condus de o tânără de 22 de ani a tăiat calea ambulanței. Șoferul autosanitarei nu a reușit să evite impactul. Am venit frumos cu girofar, cu sirenă, am intrat pe banda a treia, că era banda a doua ocupată, deci pe contrasens cum ar veni. Dânsa avea un culoar printre mașini și a încercat să forțeze ieșirea de pe partea în fața policlinicii. Și efectiv mi-a accelerat și mi-a tăiat fața. Și am încercat să o evit și am luat, uitat să unde am ajuns acum. Erați în misiune? Eram, da. În momentul producerii accidentului, ambulanța care avea semnalele acustice și luminoase pornite se afla în misiune. Trebuia să transporte la spital un pacient cu afecțiuni cardiace. Din fericire, nici pacientul și nici asistentul medical din ambulanță nu au suferit leziuni în urma impactului. Nu putem spune același lucru despre tânăra care a provocat accidentul rutier. Ea s-a lovit serios în zona capului, iar acum se zbate între viață și moarte la spital. Ceilalți doi pasageri aflați în mașina șoferiței au scăpat cu zgârieturi ușoare. La unitatea de primire a urgențelor s-au prezentat un număr de 3 victime ale unui accident de circulație. Din cele 3 victime, doar una singură, cu leziuni importante la nivelul craniului, coloanei cervicale și regiunii toracice. Actualmente, victima se află la computer tomograf, unde este investigată. Cel mai probabil va fi internat în secție terapie intensivă. Celelalte două victime cu leziuni ușoare la nivelul membrelor superioare și inferioare, cel mai probabil vor necesita îngrijiri la domiciliu. Polițiștii suceveni nu au stabilit cauzele exacte ale accidentului. Totuși, din primele cercetări realizate la fața locului, a rezultat că impactul s-a produs pe fondul neacordării de prioritate ambulanței care se afla în misiune. O mașină a serviciului de ambulanță, venind din direcția cartierului Burdujeni către Spitalul Județean, a fost implicată într-un eveniment rutier cu un autoturism condus de o tânără. Din primele verificări se pare că tânăra nu a acordat prioritatea de trecere a ambulanței, încercând să pătrundă în bulevardul principal dinspre strada Mihai Viteazu, în momentul în care a fost izbită frontal de către echipajul de ambulanță.